A venit Slick la mine, voiam să plătesc parcarea și se uita așa. Salve, sacalilor, ce faceți? Bun, care este ideea asta? Ideea este asta. Băi, altceva, să vadă doamna de pe pernă, frumos, bă. Ideea asta în felul următor, trebuie să ne grăbim pentru că se lucrează aici în bloc și se aude foarte gen, foarte, foarte gen, mega, ultra gen, gen foarte tare și... foarte enervant și tocmai de-aia trebuie să ne grăbim. Mi-am pus frumos șapca anti-chelii și cât vorbesc eu aici, bum, voi puteți să vă abonați acolo și să activați clopoțelul cu toate notificările, bă, să primiți acolo, bă, când postăm, bă, când, cu școala asta nu vedeți, bă, clipurile, bă. Și încă o mare chestie, în weekend vreau să filmez, mi-am rugat abonații să mă facă să râd numărul 3, cred că, așa că trebuie să mă urmăriți pe Instagram la Sniculeț, că o să pun acolo un story când intrăm frumos pe Discord și eu intru cu voi și voi mă faceți să râd. Și nu o să râd pentru că-s glume de pe net, dar încercăm. Sigur ați văzut chestiile astea cu tier list-ul pe România, nu știu, s-a făcut o mod, adică a ajuns lumea să afle de tier list. Ca urmare egoist am scris tier list România pe YouTube și frumos am văzut în thumbnail, l-am dat click. Nu vă gândiți că au făcut toți youtuberii, au făcut nap, câțiva youtuberi, mai mult gameri din câte am văzut, pentru că gamerii fac tier, păcat că n-au făcut și vloggerii, bă. Poate o să facă și vloggeri în curând. Aici se reacționează, nu contează la ce, frate. Ce se pune pe YouTube, se reacționează tot pe care l-a lăsat, așa că hai să vedem ce o zis frumos lumea despre noi. Bă, zic de pe acum știu și eu că sunt cringe, adică dacă o zi lumea că sunt cringe, știam și asta. Ok. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Primul Vlad Munteanu, văd că clipul ăsta a fost pe 17 octombrie. Ia să, next ia să vedem. Avem pe Sniculeanu. Sniculeanu, Vlad Munteanu. Ia SNEAK știe ce face. Aaaa, să trec la zeu. Bă, dar, Vlade, bă. Știe ce face. E priceput. Băi, serios. Dar pe cine avem aici? Băi, Vlade, bă. Au fost cele mai grele 10 secunde din viața mea pe care le-am văzut, frate. 10 secunde, dar bune, bă, nu bune, că de fapt nu știu ce fac, frate. În ce sens o zis omul ăsta că știu ce fac? Pentru că, uite, în momentul ăsta mă aflu aici, într-o pauză de construcții și filmez clipul ăsta cu reacții la tier list-uri. Nu știu ce fac. Înainte să trecem mai departe, trebuie să vă pun o întrebare. Bă, voi cine considerați că este cel mai bun YouTuber din România? Lăsați frumos acolo în comentariu, citesc toate comentariile și dau inimă, bă. Eu consider că băiatul ăsta este cel mai bun YouTuber din România, Denis Ștefan, este un YouTuber extraordinar. Calitate, umor, acțiune, tot are băiatul ăsta. Deci dacă aș fi obiectiv, ăsta e cel mai bun YouTuber. Hai că e cel mai bun. Următorul videoclip este al lui iHatePink, care văd că a fost postat acum vreo 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, exact înainte de Revelion, 216.000 de vizualizări. Ok, ia să vedem. Bă, bă, și Sneak mă cunoaște. Bă, fii atent ce s-a întâmplat la un moment dat. Ce s-a întâmplat? Eram în AFI. A venit Slick la mine, voiam să plătesc parcarea și se uita așa zâmbind la mine și eu m-am uitat la el și mi-a zis salut și eu nu mi-am dat seama inițial ce salut și după aia mi-a picat fisa că mă văzusem cu o agentă un etaj mai varianta. Sus și mi-am dat seama, bă, stai, Slick a venit cu ăștia gen la firmă. Da, după aia mi-am dat seama, gen inițial nu-mi dădusem seama, dar nu știu ce content face Slick, ce face. Foarte cringe. Content cringe. Reacții. Asta, deci legit doar asta face. Și iată-ne aici, la o nouă reacție. Culmea, foarte ironic. În caz că vreți să știți, deși nu cred că vrea nimeni să știe, da, a fost faza asta, o fază random, unde pur și simplu am mers și eu în AFI, dar nu cred că fusesem la film cu cine zicea, eram pur și simplu random în AFI, din câte mi-amintesc. Am mers și eu random în mall în București și vreau să mă duc să parchez, am dat să plec și am uitat să plătesc parcarea. Cu repede să plătesc parcarea, că lăsasem mașina acolo și cum ar veni că vreau să mă bag așa în față, când ridic așa capul, îl văd o mare chelie, scuze, Pink, dar o mare chelie și îl văd pe Pink, știi? Da. Bine, îmi plac reacțiile. Îmi plac reacțiile. Ăsta deci cu steagul României în spate cine e? Mă ce atâta? Cum? E cam... atât? Ăsta cu steagul României în spate cine e? Ce? What the fuck is this, Pink? Cel mai bun? I'm the king of the jungle. Nu pot să cred că stau pe același rând lângă TJ Miles, veri, doamne. Dacă aș avea să zic peste 17 ani, da, să zic că aș avea 18 ani și aș găsi canalul Sneak. Și aș intra și văd un turbat care râde ca prostul, reacționează la chestii și comentează și vorbește într-una și mai are și accent de Moldova și mai ești din Bacă. Nu știu ce să zic, veri, aș zice, da, ok, cringe, nu-i pentru mine, gen... very cringe, like, be careful, don't enter on this channel. După ce m-aș uita așa, după ce aș da click la pe vreo 5 videoclipuri și aș vedea că poartă cam în toate șapca, zice, oare de ce poartă tipul ăsta șapcă? Următorul este lectură de la A la Z. Let's go, guys. Cine-i ăsta, Sneak? Da. Băi,
Am văzut câteva videoclipuri de la omul ăsta. Nu zic că nu face treabă bună, dar e cringe până unde. Deci nu, nu zic că nu face treabă bună, dar e cringe. E cringe rău de tot. E prea, prea overreactive, yeah. La orice. Sincer. La orice. E în stare să... Bă, voi ați văzut că... Deci așa făcea mai tare față. Era așa liniște și-o zis, o să-l pun la cringe și tot de tot. Da, 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 așa. Da, da, nu e adevărat. Da, da, și-o... Nu știu, mi s-a părut foarte amuzant. Fii roata și pătrată, tot se întoarce ea odată. Am ajuns aici. Era un overreactive, yeah, la orice, da. La orice. E în stare e să spună de, de, de unghiera asta că... Ha! Are dreptate! Da, exact! Exact așa, exact da, așa. Da, ceva de genul ăsta. Mă, ăsta cine e? Andrei Roia? Bine, nu știu cine-s băieții ăștia, dar bă, cum... Poftim? TJ Maltz la nu cunosc, nu mă uit, poftim? Dar să știți că are foarte mare dreptate, pe bune, adică cam asta se face aici, aici se practică asta. Adică mă uitam la un moment dat, mă uitam și eu la unele videoclipuri de ale mele, nu știu când. Știți cum se comentează chestia aici pe care am vă mă uitam. Deci în mintea mea sunt așa tot felul de gânduri și la mine e un fel de autostradă de aia cu vreo 500 de benzi pe sens așa și toată lumea se bagă și se calacționează și gen cam așa în capul meu. Și la un moment dat veri, comentam un perete sau ceva în genul veri și de la o poză cu un perete am ajuns să vorbesc 3 minute. 3 minute tăiate, adică editate. 3 minute despre un perete, cum la un moment dat am ajuns la niște întâmplări, ce am avut eu cu un perete, sau cum am construit un perete, sau cum arată perete, uitați cum seamănă, sau uitați fibra din peretele ăla, nu știu cum am ajuns, bă, ca să vedeți cretină, bă. Următorul este X-Slader, dacă ați jucat vreodată Minecraft sau dacă ați auzit de Minecraft, trebuie să știți să fie X-Slader. Ce să mai vere, nu mai zic nimic, mi-au făcut copilăria mai frumoasă și el și Rafael. 1.400.000 de abonați, cât? 1.600.000, 1.000.000, bă, ce mulți abonați au gamerii, bă! Hai să vedem! Hai zic, frate! Ce mulți, Nick, e bă. Top, n-ai ce să zici, reacțiile lui sunt top. Hai, mi-aduc aminte o reacție, care era mai cu iubita când i-a dat papuci. Valentine's Day, aia zic! După aia l-a făcut cu Sabin! L-a înșelat cu Sabin! Ăla care vorbea la telefon? Da, da, da. Da, și... Slader și reacția aia. Da, știu. Da, și atitudinea lui, nu știu, e insane atitudinea lui, este așa fresh. Dement ADHD. Să zic că n-am cuvintele la mine că sunt, e 3 dimineața. Săracu, bă. Uitați aici. 3:22 dimineața are atitudinea aia. Hype, nu știu cum să zic. E 4 ziua. E extremă, e hype ăla. Dar râde mult. Ai văzut cum râde? Foarte mult. Da, cred că dacă am râdeam în doi când ne-am sparge de râs. Știi cu ce? Sincer. Ce? Un videoclip în care ne arăți o glumă așa. Așa. Da. Și noi avem apă în gură. Jur. Dacă nu știți cum râde Slader degeaba, bă. Deci dacă ați face asta cu Slader ar fi Caterinca, bă. Dă măcar să termine ea. Hai zi. De primul. Sau care wow. Râde. Ar fi Caterinca. Cum ar fi? Mai ales cum râde Slader. Îmi place atitudinea. Ia un fel, mă. Ce mă, legendă? Ai zis că e Andrei Ror, nu? Da. Legendă, bă, dar mi-e rușine, bă. Sincer zic, nu e ok, eu nu m-aș fi pus la legendă. Sincer, mă puneam, hai să zic, la ok. Ca să fiu lângă TCF, da, mă puneam la ok. Îl pupăm pe X-Slader, pupăm pe toată lumea la care reacționăm în clipul ăsta. Eu râd cum râd, bă, dacă râde băiatul ăsta, nu o să râdă nimeni, bă. Următorul este Cătălin Talent, verișoare. Dacă n-ați, este, de oricum, este imposibil să nu fie auzit de Cătălin Talent. De fapt, e chiar foarte posibil să nu fie auzit de Cătălin Talent. În schimb, este foarte posibil să-l fi văzut pe Cătălin Talent pe undeva. Cătălin Talent este omul care îți apare random pe TikTok la 3 dimineața, cum s-aruncă într-o cadă sau sparge ceva în cap sau dansează în jurul focului. Ok, bă, hai să vedem. Bă, da, și-o lua microfon, bă. Cine este acesta? Bă, dar am vorbit, mă, Cătăline, Dumnezeule, uitat, bă. Am vorbit și-o uitat. Dar ce-o rămas așa? De ce s-o blocat? Sunt Nick. Stați un pic, că mă interesează ratatul ăsta. Deci felul care o zis-o este imposibil, bă. Sonic? Stai leacă, că mă interesează ratatul ăsta. Deci mie îmi place că e foarte transparent, tocmai de-aia, voi știți cât vorbesc și la reacții, o să încerc să nu vorbesc, pentru că mă interesează tot ce zice omul ăsta, bă. De ce m-a făcut bă ratat? Capa. Sonic. Cine e? Bă, dar...
Da, un ratat. Wow, mersi de donație, Miță. Da, este un ratat. Wow, mulțumim de donație. Bă, o donat, fix când se vorbească, bă, lăsați-l o leacă, bă. Da, un căcat. Da, știu cine e. Da, l-am văzut. Dar ce-am făcut? L-am văzut. Știu cine e. Am vorbit. Un rahat. Un ratat. Hai să-l punem la ratat. La retard! Bă, băieți, eu v-am spus. Nu sunt dus la biserică. Deci vă rog eu frumos, explicați-mi în momentul ăsta care-i treaba, că nu-mi dau seama. De la toată lumea, tier list-ul vine așa descrescător, știi cum ar veni. Aici văd că are top, aici are super ok. Legend, gen, în primul rând, cred că legend îi piste super ok. Cred că îi piste top, deci legenda cred că ar fi prima. Și după începe, bă, începe Armagedonul, bă. Mediu, bă, că retard, bă, super jec, bă, slabă. Doamne, cum l-a amestecat omul ăsta, bă. În mod neironic, e să piște retard, bă, cumva. De ce-i bun, e la super jec, bă. Oficial pot să zic că pentru secundele astea am făcut clipul ăsta, jur. Următorul este Colo, care a postat aristul chiar ieri. După cum puteți vedea, cred că nu că sunt toți youtuberii din România, cred că sunt toți youtuberii din Europa la Colo în tier list, pe bune, dacă nu. O pus o meu toate, ca, bă, dar nu că toate, bă, toate, bă. Ia să vedem. Nick, eu. Calitate, top. Băi, lasă-mă Colo. Bă, chiar la... Hai bă, Colo, bă. Bă, râs cu el, îmi plac reacțiile sau ceva. A, nu, hai să zic aici. Hai, să... Da. Acolo, hai, da, zic, hai, zic. Dar râs cu el, e Caterinc, genul om. Îmi place de el. Pop. E chiar Caterinc. Bă, 5 secunde de calitate, cum ar veni. Omul ăsta pe gânduri, frumos, calitate, talent, parfum, Caterinc, complezență. Mai ziceți-mi cuvinte de-astea deștepte. Performanță, prestații, jovialitate. Următorul este The Real Red. Ok, Sneak, ia să vedem. Bă, Sneak. Sneak mi se pare, frate, că încă face milking la contentul pentru copii și la râsul foarte hardcore, pentru că se forțează prea tare să râdă, sincer, o să-l pun la meh. Ok, Rodby. O durat 15 secunde, dar o durat gen 5 secunde, frate, gen literalmente 5 secunde. Bă, dar nu mă forțez să râd, bă, de ce zice toată lumea asta, bă? Bă, lasă cu râsul să mă ierte Dumnezeu, așa m-a lăsat, ăsta sunt. În schimb, la aia cu milking, la aia îi dau dreptate, e adevărat. E adevărat. Credeți că eu am crezut vreodată că o să ajung să comentez pereți și căpșuni cu prea mulți perișori de apă? Ei, nu știam asta, dar asta facem acum, ăștia suntem. Hai și cu brabetul de Mițanu, are cam zgârcit la youtuberi aici, dar hai să vedem care-i treaba. Eu nu mă bag. Ia de acolo, Mița. Brabetule. Brabetule, se moară brabeții. Ok, hai să vedem Sneak. Mamă, ce poză ales. Frățiorul Sneak, faci chinii, făcea de-alea cu Minecraft. Frățiorul. Făcea de-alea cu Minecraft, dar nu e, adică, gen... Poți să-l consideri pe Sneak gamer? Nu face doar gaming, dar face și game. Adică, gen... Jumătate de normă. Și îmi place de Sneak. Și uite, bă, tortila! Bă, no, mă! Bă! Fără de astea, băi! Ei, Ariano, nu știu ce să zic acum, amițule, dacă amește-ne! Ama, dacă vrei să ne întâlnim, ne întâlnim! Eu îți îmbac acum, dacă vrei să vin în București, să... așa, eu vin în București, așa. Punem la... Ia să vedem. Punem la ce să-l pune, băi, să știu exact. Dar tortilă? Să-l pune la tortilă, cred. Tortilă? Cred că-l pune la tortilă. Tortilia? Tortilă? Bă, nu știu ce înseamnă, dar... Portocaliu. Ok. Aia zic. Tortilă. Tortilă. Adevărat. Nici eu, nici voi nu știm ce înseamnă tortilă, dar cred că fiind sub tank este adevărat. Și fiind sub max infinit aici, este ce trebuie. Ia să vedem, fraților. Sneak. Bă, dar vorbiți mai tare, fraților. Bă, Sneak. Ce vorbește lumea, frate? Auzi că unii l-ar considera cringe. Mai mult puțin. Dar e destul de ok munca pe care o face, adică conținutul pe care îl creează. Ce nu-mi place mie și nu înțeleg absolut deloc, exact cum spuneam mai devreme. Ce calm vorbește băiatul ăsta, bă, de prea... Asta cu reacții. Până am înțeles absolut deloc genul ăla de conținut în care tu reacționezi la anumite nicio cringe sau care efectiv sunt puși în situația aia de a face, nu știu, cum a fost aia cu emisiunile alea, care consider că sunt fake. Vulpița! Nu poți să realizezi conținutul ăsta în care poți să te uiți la unul și să-l bat joc, să-l și să, nu știu, să îl iei în bat jocor. Mai ales că emisiunile alea nu erau ce trebuie. Și cred că și degeaba, și nu degeaba le-au scos de pe televizor. Dar nu mai... Dar îl trec la foarte buni. Păi și de ce? De chestia asta că nu înțeleg cu reacții la astfel de videoclipuri. Bă, dar eu chiar... Da, mam. Da,
s-a supărat. Da, ce să zic, nu mai zic nimic. Am ăsta au fost tier list-ul, mamă, efectiv după ce îmi dau căștile jos, îmi dau seama cât de tare ție. Ce contrast, bă, m-am uitat la băiatul ăsta sărac, abia vorbea, bă, abia vorbea, bă. Așa calm, bă, și aici care cred că știu 3 etaje, bă, ce am filmat azi. Cam ăsta au fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Vă nu uitați neapărat să mă urmăriți pe plașa. Hai că mă urmăriți, nu mă mai urmăriți. Lăsați numai. Să lăsați totuși în comentarii dacă ați vrea să fac și un tier list de ăsta cu youtuber, gen cu toți youtuberii din România, vlog și chestia. Bine, cred că s-o cam demodat de acum. Nu cred că mai are sens să fac. Nu uitați să activați clopoțelul, toate notificările, să vă abonați la canalul de gaming. Ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Bubu!